secretar de stat, excelența sa, domnul ambasador, stimate domnule director al misiunii, stimați colegi și parteneri, vă mulțumim foarte mult pentru deschiderea și receptivitatea dumneavoastră de a participa la acest eveniment. Suntem nespus de bucuroși că sunteți alături la această nouă etapă în viața galurilor din Republica Moldova, și anume lansarea fazei de implementare a Fondului de Dezvoltare Lider UE ediția 2021. A fost o provocare pentru noi să organizăm acest eveniment în așa format, offline, dar apreciem foarte mult înțelegerea dumneavoastră și respectarea normelor necesare pentru organizarea acestui eveniment în condițiile de pandemie. Ne-am dorit... Bine. Putem să verificăm? Bine. Un mic moment tehnic. Este în regulă, da? Bine, bine. Ne-am dorit foarte mult ca acest eveniment să fie într-un format mai extins, dar având în vedere că avem anumite restricții, a fost necesar să minimizăm acest număr de participanți și vă mulțumim foarte mult că ați acceptat și ne-ați înțeles ca să fim doar câte un reprezentant din partea partenerilor de implementare. În caz că veți avea anumite întrebări tehnice, vă rog să vă adresați la mine sau colega mea, Rozana, care era la înregistrare, sau oricare din colegii Solidarity, că ne cunoaștem de mult timp. Vă doresc un eveniment frumos, să fie un început cu succes, să avem o colaborare fructuoasă. Și acum aș vrea să invit pe colega noastră Marina Albu, președintele rețelei naționale LIDER și director adjunct al Solidarity Fund Pela Moldova, pentru deschiderea oficială a acestui eveniment, care este persoana dedicată în totalitate procesului LIDER în Republica Moldova, care își dorește foarte mult și este motivată de a face schimbări și de a dezvolta comunitățile locale și care acceptă orice provocări pentru ca LIDER să se dezvolte în țara noastră. Marina, mulțumesc frumos, Irina, pentru această frumoasă introducere. Bună ziua, stimați colegi! Bună ziua, stimate domnule secretar de stat, stimate domnule ambasador al Poloniei, stimate domnule viceambasador al Statelor Unite în Republica Moldova, stimate domnule șef al misiunii USAID, doamna director, domnul director. Bună ziua, dragi colegi, reprezentanții grupurilor de acțiune locală. Sincer să vă spun, trebuia să mă pregătesc pentru această intervenție, deoarece nu ne-am văzut de mai mult un an și jumătate în acest format și atât de multe cuvinte vreau să vă spun că trebuia să mă pregătesc ca să mă încadrez doar în 3-5 minute de introducere. În primul rând, vreau să menționez că lucrăm împreună cu dumneavoastră deja pe parcurs la 5 ani. Dar suntem conștienți că încă multă muncă ne așteaptă în viitor. Ca să vedem satele noastre așa cum noi le dorim să vedem, mai trebuie de muncit încă cel puțin 10 sau 15 ani, tot în așa ritm sau poate chiar mai mult. Împreună cu partenerii de dezvoltare, împreună cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, dar în primul rând împreună cu dumneavoastră și cu oamenii din localitățile rurale, am realizat deja anumite rezultate. Peste 35% din teritoriile rurale astăzi sunt acoperite de inițiativa LIDER și de grupurile de acțiune locală. În anii 2018-2020 au fost implementate aproximativ 700 de microproiecte, proiecte mici, dar foarte concrete pentru dezvoltarea zonelor rurale, atât din sectorul public, cât din sectorul antreprenorial, dar și o parte din sectorul civic. Vreau să vă spun că aceste rezultate se datorează eforturilor comune și contribuției imboldului care au fost oferit din partea partenerilor de dezvoltare, dar vreau să menționez că și contribuția dumneavoastră este aici foarte și foarte importantă, deoarece conform calculelor noastre, fiecare leu investit prin intermediul mecanismului LIDER a fost triplat cu contribuția la nivel local. Dar asta numai ceea ce noi am calculat din implementarea proiectelor. Dacă noi vom calcula
contribuția dumneavoastră, implicarea acea voluntară a fiecărui membru de GAL, a managementului galurilor, atunci cu siguranță vom putea să mai adăugăm un leu la contribuția locală. Mulțumim partenerilor de dezvoltare. Sperăm că în continuare vom avea acel suport și acel imbold ca să promovăm abordarea lider și galurile din Republica Moldova. Dar asta nu e tot. Acele rezultate locale nu este tot ce am realizat. În parteneriat cu partenerul nostru cheie, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, am reușit să creăm o situație în care nu doar comunitățile locale se uită la lideri din Republica Moldova, dar și țările din Uniunea Europeană și din parteneriatul estic și alte țări non-UE, deoarece Republica Moldova a devenit prima țară care, non-UE specific, care implementează abordarea lider în calitate de instrument al politicii publice de dezvoltare rurală prin acele amendamente care au fost făcute la legislația Republicii Moldova în anul 2020 pentru finanțarea programului lider din Fondul Național de Dezvoltare Agricolă și Mediului Rural și prin adoptarea legii cu privire la grupurile de acțiune locală în lectura finală în aprilie anului acesta. Aceasta a fost o mică introducere pentru primul vorbitor, pentru domnul Ghinadi Iurco, secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care cu atâta încredere în noi și în ceea ce facem și cu entuziasm a prezentat proiectul nostru de lege în ședința Parlamentului, dar și în ședințele comisiilor parlamentare. Stimate domnule secretar de stat, poftim! Da, mulțumesc frumos, doamna Albu, doamna director. Cu siguranță, într-adevăr, evenimentul de astăzi este foarte important pentru cei care sunt prezenți aici, dar vreau mai întâi de toate să mă adresez excelenței domnilor ambasadori, stimați reprezentanți ai corpului diplomatic, stimați participanți, onorată asistență, vă salut și vă spun bine ați venit în cadrul evenimentului de lansare a fazei de implementare a Fondului de Dezvoltare Rurală LIDER 2021 din cadrul proiectului LIDER pentru Moldova Rurală, cofinanțat de către USAID și Polishal. Proiectul este implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu rețeaua națională LIDER și în strânsă, aș spune, așa cum și-a menționat doamna Albu, în strânsă cooperare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Noi, având în vedere că Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, vrem să aducem sincere mulțumiri tuturor donatorilor pentru susținerea grupurilor de acțiune locală din Republica Moldova și acelor implementatori pentru munca, efortul care sunt depuse în procesul de implementare a acestui proiect. Acest proiect va contribui la dezvoltarea rurală în Republica Moldova prin stimularea competitivității, îmbunătățirea durabilă a condițiilor de trai și creșterea economică inclusivă în zonele, și cele mai importante, în zonele rurale a Republicii Moldova, precum și va consolida în bună parte capacitatea de implementare a abordării lider în Republica Moldova. În cadrul acestui proiect a fost selectate 28 de grupuri de acțiune locală din întreaga țară care vor beneficia de cofinanțare pentru două măsuri finanțate, măsura de activizare și respectiv măsura de dezvoltare lider. Din aceste considerente aș vrea să menționez faptul și nu întâmplător că anul acesta a fost aprobat de către Parlamentul Republicii Moldova legea 50-2021 cu privire la grupurile de acțiune locală. Astfel, prin legea respectivă a fost trasat mecanismul de constituire și funcționare a galurilor ca asociații non-profit, apolitice și având deja un statut de persoană juridică, care este foarte important pentru activitatea unor galuri în Republica Moldova.
La moment, cu suportul, iarăși cu suportul rețelei naționale LIDER, Solidarity Fund PL, în Moldova se celebrează ghidul de creare și funcționare a galurilor, care vor servi suport în procesul de constituire și înregistrarea și a altor galuri de rând cu dumneavoastră, stimați colegi. Până la sfârșitul anului, noi foarte mult sperăm să fie înregistrate aproximativ 30 de galuri, ceea ce dă posibilitate ca începând cu anul 2022, dânșii și dumneavoastră veți avea posibilitate de a participa la programul de stat și veți beneficia de suport financiar din Fondul Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediul Rural, care, după cum cunoașteți, în conformitate cu legislația în vigoare, cu legea, care a fost aprobată, constituie până la 5% din fondul respectiv. În acest sens, vă doresc mult succes tuturor celor prezenți și vă asigur de susținerea și implicarea Ministerului, pe care am onoarea să-l reprezint, în tot ceea ce faceți pentru dezvoltarea rurală. Ministerul, la rândul nostru, deci va continua elaborarea politicilor eficiente, anume în domeniul dezvoltării rurale de rând cu celelalte proiecte menționate. Eu vă mulțumesc frumos, vă doresc succes dumneavoastră și vă mulțumesc încă o dată finanțatorilor acestui necesar proiect pentru Republica Moldova și dumneavoastră. Mulțumim, o zi bună în continuare! Mulțumim, stimate domnule secretar de stat. Mulți ochi au privit acea ședință Parlamentului la care dumneavoastră împreună cu doamna Galina Petrache ați prezentat proiectul nostru de lege și ne-am bucurat, ne-a spus de mult, de această realizare. Acum aș vrea să prezint excelența sa, domnul Bartolomei Zdaniuc, ambasador al Republicii Polonia în Republica Moldova. Vreau, înainte să ofer cuvântul, vreau să spun că pentru lideri din Republica Moldova au contribuit mai mulți parteneri de dezvoltare, dar Polonia, în acest sens, a fost tot timpul una foarte consecventă. Din anul 2017 nu a fost nici măcar o zi în care lideri din Republica Moldova să nu fie susținut din asistența Poloniei și datorită acestui fapt, s-a reușit ca lideri să nu se oprească din implementare și să fie în permanentă dezvoltare. Acele pauze între programe create de către alți parteneri de dezvoltare mereu au fost acoperite de Polonia. Domnul ambasador, pe lângă faptul că este ambasador, mai este și un prieten bun al abordării lider, care mereu în diferite discursuri pe care eu personal le-am auzit menționează lideri din Republica Moldova și grupurile de acțiune locală. Poftim, domnule ambasador! Stimate domnule secretar de stat, domnule chargé d'affaires ad interim ad ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, domnule director misiunii USAID în Republica Moldova, doamna director rețelei naționale LIDER, domnule director Solidarity Fund PL în Republica Moldova, doamnelor și domnilor, onorată asistență, dragi reprezentanți ai mass media. Mulțumesc frumos pentru aceste cuvinte călduroase și pentru aplauzele înainte să iau eu cuvânt. Vom vedea cum o să fie după aia, sper atât să fie atât de bine. Cred că, în primul rând, trebuie subliniat un lucru foarte important. De ce ne-am adunat aici în sfârșitul acestei dimineți, la începutul lui iunie? Ne-am adunat pentru a semna unele documente, scopul cărora este de a face Republica Moldova și mai frumoasă. Noi toți dorim ca Republica Moldova să fie o țară dezvoltată, o țară avansată și deja toți partenerii de dezvoltare de ani de zile pun umăr la realizarea acestei dorințe. Ne bucură faptul că experiența Poloniei este și ea folositoare în realizarea acestui scop. O
particularitate anume, un lucru asemănător între Polonia și Republica Moldova este faptul că sunt două țări cu unde zonele rurale au o importanță majoră, unde locuiesc foarte mulți oameni. Și poate unde este ceva mai complicat să schimbi, să îmbunătățești modul de viață, să le asiguri oamenilor condiții care sunt asemănătoare condițiilor care există în orașe sau municipii mai mari. De aceea mă bucură și mai mult faptul că, datorită abordării lideri în care, cum s-a spus mai devreme, Polonia de la bun început a fost angajată, putem și în zonele rurale, unde, repet, este poate mai complicat, desigur este mai complicat, să schimbăm în bine modul de viață al oamenilor, fiindcă și acolo, atât ca și în zonele urbane, atât și în zonele rurale, există un potențial uriaș, acolo locuiesc oameni și nu trebuie să uităm despre acest lucru și multe lucruri putem să le realizăm anume datorită dezvoltării zonelor rurale, nu neapărat prin agricultura, sigur și cu agricultura, dar și cu alte aspecte ale activității umane. Sunt convins, am repetat acest lucru de mai multe ori, că Republica Moldova este un stat cu un potențial uriaș și mai ales în zonele rurale. De aceea, valorificarea acestui potențial va contribui în mod substanțial la dezvoltarea țării ca atare. Am văzut de mult, în această perioadă de cooperare am avut contacte cu mai mulți dintre dumneavoastră sau din alte zone ale Republicii Moldova, cu oameni care vorbesc diferite limbi, dar toți am văzut o dorință de a face ceva, de a schimba situația. Am avut această lumină în ochi ai oamenilor care au vrut să facă multe lucruri, dar poate nu știau cum să facă, nu aveau experiență, poate nu aveau posibilități. Abordarea lider permite să avem cumva să facem un demers sistemic. Anume vorbim despre o abordare sistemică. Adică una în care, în primul rând, participe mai mulți oameni. Nu este o singură persoană, ci este un grup de acțiune locală. Deci un grup înseamnă că sunt mai multe persoane care creează nucleul comunității locale și care știu mai bine decât oamenii din capitala, care sunt nevoile locului și ce putem să facem pentru a valorifica ce avem noi în comunitățile noastre. Mă bucură foarte mult faptul și vă mulțumesc, domnule secretar de stat și doamnei Galina Pietrachi, pentru efortul făcut pentru ca această lege a grupurilor de acțiune locală să fie votată. Asta înseamnă că nu vorbim numai despre un proiect pilot, ci vorbim despre o abordare care a fost consacrată printr-o lege votată cu o majoritate covârșitoare, cu deputați din mai multe partide politice, deci nu a existat niciun clivaj sau o diferență. Asta arată că noi toți avem gândim exact în același mod. Asta este un lucru foarte îmbucurător și sper ca să fim în stare să implementăm toate prevederile ale acestei legi într-un mod cât mai rapid. Mulțumesc încă o dată că am putut să atingem acest nou scop, să facem acest nou pas. Avem o temelie legală pentru a funcționa în continuare. Asta este un lucru foarte mare și mulțumesc mult pentru contribuția dumneavoastră. Totodată vreau să subliniez marea onoare pe care o avem noi polonezii, din faptul că putem să implementăm această parte, această fază a abordării lideri în Republica Moldova, alături de prietenii noștri și partenerii strategici din Statele Unite ale Americii. Nu este un lucru întâmplător. Statele Unite constituie pentru noi nu numai cel mai mare aliat pe care îl avem, nu numai țara datorită căreia securitatea noastră, însă și existența ca stat, este asigurată și acest lucru este unul fără de preț. Dar totodată
este și încă o dovadă a acestei prietenii care deja a început în perioada războiului de independență a Statelor Unite ale Americii și continuă și până în ziua de astăzi. Și nu vorbim numai despre o alianță militară, dar vorbim și de o înțelegere comună și de activități comune. Și dacă Statele Unite au considerat că suntem un partener de nădejde pentru a implementa împreună acest program LEADER, asta înseamnă că am mers de la bun început pe calea potrivită și că acest program este unul cu adevărat reușit și că trebuie să continuăm în această direcție. Mulțumesc mult, domnilor, în primul rând, pentru prezența dumneavoastră, șeful misiunii ad interim, fiind însuși prezent aici. Mulțumesc mult, domnule director Scott Hotlander, pentru vizita pe care ați făcut-o deja înainte de pandemie într-un grup de acțiune locală. Sper eu ca odată cu progresul, cu vaccinarea, să fim posibil să facem o deplasare împreună și să implementăm acest proiect cu brio în continuare. Ne mândrim foarte mult de această cooperare. Totodată, trebuie spus și faptul că nu numai că am venit cu poate niște, să zic eu, propuneri, poate sfaturi, dar în timpul acestor ani am reușit și am reușit să găsim mulți oameni care au vrut să aibă această cooperare cu noi și nu putem să vorbim numai despre o expertiză care ar fi venit din străinătate, dar deja vorbim despre o rețea importantă de experți aici în Republica Moldova. Dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră, cei care sunt în fața ecranelor, au contribuit și fac acest lucru în continuare pentru ca implementarea programului LEADER să fie una mai rapidă. Salut efortul dumneavoastră. Salut faptul că deja foarte mulți experți din Republica Moldova au făcut progresele mari și au devenit deja ei înșiși noi promotori ai acestei idei. Și aici nu pot să nu menționez două persoane. În primul rând, doamna Ana Cerneva, director rețelei naționale LEADER, și, bineînțeles, și acest lucru, poate să-l subliniez de 5 ori, doamna Marina Albu, icoana vie a programului LEADER în Republica Moldova. Doamnelor și domnilor, activitatea în folosul comunității nu este una simplă. Aceste proiecte, foarte mulți dintre dumneavoastră fac acest lucru din cumva dorința de a schimba modul de viață, situația a comunității. Fără bani, fără poate avantaje financiare sau personale, în unele cazuri chiar și împotriva unor dificultăți, mai ales la început, când poate încă mulți nu au înțeles ce trebuie, de ce ne trebuie un asemenea program, de ce ne trebuie o asemenea abordare. Trăiam bine și până acum, de ce să schimbăm unele lucruri? Dar totuși ați insistat și insistați în continuare, faceți multe lucruri frumoase pentru binele țării dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult pentru acest efort și mă bucură faptul că odată cu semnarea acestui acord putem să dăm un imbolt nou și să continuăm în această poveste frumoasă pentru ca Republica Moldova, țara deja frumoasă și plină de oameni harnici, cinstiți și simpatici, să fie una și mai frumoasă și mai puternică. Mulțumesc mult! Doamne ajută! Mulțumim mult, stimate domnule ambasador, mereu a fost dificil să spui ceva din urma dumneavoastră. Mulțumim pentru aceste cuvinte frumoase, pentru oamenii noștri, pentru comunitățile noastre locale, pentru țara noastră. Vreau să prezint acum următorul vorbitor, dar înainte de aceasta vreau să spun că USAID a fost mereu unul dintre parteneri cheie care au susținut implementarea abordării LEADER în Republica Moldova și grupurile de acțiune locală. În anul 2018, programul finanțat de USAID în parteneriat cu PolishAid a susținut multiplicarea implementării metodologiei LEADER și crearea grupurilor de acțiune locală.
după care aceste grupuri de acțiune locală au primit finanțarea. După finalizarea, sperăm că cu succes acestui program, a fost conceptualizat acest al doilea program mare de sprijin pentru lideri și galurile, la fel finanțat de USAID și PolishAid, care presupune atât finanțarea grupurilor de acțiune locală, care pentru noi este una foarte importantă în anul acesta, deoarece suntem în așteptarea programului național, dar și crearea galurilor noi în regiunile care nu sunt acoperite de abordare lider. Pe lângă aceasta, acest program prevede componentă de susținere pentru rețeaua națională lider. Și în acest context vreau să-l prezint pe domnul Scott Hocklander, șeful misiunii USAID în Republica Moldova. Greetings. Bună ziua! Aș vrea mai întâi să vă spun ce cred Statele Unite despre grupurile de acțiune locală. Îl avem pe Mark McDowell, care a vrut să vină și să spună câteva cuvinte. Aveți cuvântul. Mulțumesc. De fapt... Bună ziua. Interpretul nu poate, nu aude oratorul. Interpretul nu aude, ar fi bine oratorul să vorbească în microfon. Așadar. Pentru susținere și implicere noștri partenerii noștri din Polonia. Dar la final a fost această inițiativă a fost succesivă pentru că dumneavoastră a demonstrat adevărul viec. Cetățeni local cunoști, recunoști cel mai bine cum se rezolve probleme locale. Nu se rezolve aici în Chișinău, nu se rezolve în Washington, dar aici unde sunteți. Right? Și finanțiare, bine. Este bine când oamenii se primească această fel de ajută. Dar cel mai important este această cooperare, această comunicare. Și nu a fost necesară această finanțare ca să realizeze această foarte importantă inițiativă. Eu am văzut personal, spre exemplu, în 33 văduri, la partea nord, în Ocniță, în Sauca, cum este important, cum este efect. So, cuvintele mele azi este că se fac un exemplu în viitorul pentru alți oameni. Pentru că succes din Moldova nu depinde la ultimul na decizie care sunt făcute aici în Chișinău. Depinde de această fel de inițiativă, de această fel de voință, de această fel de încredere care depinde de dumneavoastră și alte persoane, prieteni, familie, că se utilizeze exemple dumneavoastră. So, foarte mult succes, dai Bog, right? Numai înainte și se vedem în, nu știu, 10 ani, 20 ani și se vedem altă Moldova pentru generația nouă, că se reveni mai mulți oameni din alte țări și se reveni acasă în Moldova. Mulțumesc! Mulțumim frumos și vă mulțumim din suflet pentru că ați făcut acel drum de aproximativ 300 de kilometri până la grup de acțiune locală 33 de vaduri și ați dat interes pentru ca să cunoașteți oamenii noștri și realizările care au fost făcute acolo, dar și pentru prezența la acest eveniment. Mersi! Da, și acum vă rugăm frumos domnul Scott. Sure. State Secretary from the Ministry of Agriculture, Rural Development. Domnule secretar de stat, domnule ambasador, doamnă directoră executivă Ana Cerneva,
grupul nostru de acțiune locală, grupurile de acțiune locală, este o plăcere să fiu astăzi aici. Cred că ceea ce s-a vorbit înainte demonstrează că acest program are un rol foarte important. Aș vrea să spun, domnule ambasador, mulțumesc foarte mult că sunteți astăzi aici cu noi. Nu pot să mă gândesc la un partener mai bun. Guvernul polonez și statul polonez au ajutat Republica Moldova, sunteți atât de dedicați. Parteneriatul cu Moldova este foarte important. Cred că ceea ce aduceți împreună cu USAID este o combinație perfectă în termen de suport, care este atât de important pentru Republica Moldova. Vreau de asemenea să mulțumesc echipei domnului Tomaș Horbovski. Echipa dumneavoastră este extraordinară. Oamenii dumneavoastră au reușit să ia legătura cu comunitățile locale din Moldova și au putut să valorifice entuziasmul și ideile și toată creativitatea oamenilor de aici. Și au făcut o treabă foarte bună. Lucrul cu o Ana aici în Republica Moldova este o experiență plăcută. I-am spus de curând că are cel mai bun loc de muncă. Este un grup extraordinar, un grup de oameni extraordinar și în toată țara oamenii aceștia fac lucruri la un nivel înalt, lucruri importante. Pentru, din perspectiva USAID, ca în calitate de profesioniști, să vezi galurile făcându-și treaba este ca și cum ai vedea mici grupuri de dezvoltare internațională peste tot în țară. Nu pot să mă gândesc la ceva mai bun, la ceva ce USAID ar putea să sprijine într-un mod mai bun. Noi vă ajutăm să alegeți cei mai buni oameni din comunitățile voastre ca să vedem schimbare și transformare în zonele rurale din Republica Moldova. Felicitări grupurilor, celor 28 de grupuri locale de acțiune. Este entuziasmant, este extraordinar să mă aflu aici. Vreau să văd, abia aștept să văd ce veți realiza. Am vorbit deja și de mai multe ori cu ambasadorul Poloniei în Republica Moldova. Sper că vom putea să ne întâlnim în noi orașe, în noi sate, să vorbim despre priorități și să înțelegem diferitele proiecte, viziunea dumneavoastră pentru dezvoltarea comunităților dumneavoastră împreună. Vreau să văd colaborarea dumneavoastră și parteneriatele. Acest tip de colaborare sunt într-adevăr fac Moldova să meargă înainte. Transformarea zonelor rurale oferă mai multe locuri de muncă, mai multe oportunități cetățenilor Republicii Moldova. De asemenea, vreau să mulțumesc Ministerului de Agricultură, Dezvoltare Regională și Mediu pentru faptul că a instituționalizat grupurile. A înțeles importanța instituționalizării grupurilor de acțiune locală. Ei au instituționalizat suportul de care au nevoie galurile. Acesta se asigură că aceste grupuri sunt parte din călătoria de dezvoltare a Republicii Moldova. Și asta este cu adevărat o prioritate aici în Republica Moldova. Și cred că putem cădea de acord că asta este important și asigură că asta va deveni o istorie de dezvoltare a Republicii Moldova. Și în final, aș vrea încă o dată să felicit reprezentanții de aici. Cred că este
extraordinar să fim cu toții aici, să fiți aici, să aveți o ceremonie de semnare a certificatelor și să începeți această nouă călătorie, acest nou proces care este important pentru dumneavoastră. Mă bucur să sper că vor apărea noi idei în această sală prin care veți putea să vă sprijiniți comunitățile. Sper că veți învăța din acele idei, din aceste parteneriate și veți încerca să împărtășiți această senzație cu reprezentanții altor țări. Mulțumesc, domnule ambasador, pentru sprijinul parteneriatului nostru. Sperăm să fim o parte importantă a acestui proces. Sperăm să mergem în teren și să vă întâlnim pe dumneavoastră cu toții. Mulțumesc mult! Mulțumim mult, domnul Hochlander, pentru aceste cuvinte de încurajare și vom lucra și mai mult pentru ca acele procese pe care le implementează grupurile de acțiune locală vor insufla încrederea în ceea ce facem și vom încerca să dovedim și în continuare eficiența acțiunilor în care sunt investite resursele financiare pentru dezvoltare rurală în Republica Moldova. În anul 2018 am conștientizat că pentru ca abordarea LEADER să fie o abordare de succes și să fie să devină, așa cum a spus și domnul ambasador al Poloniei, o abordare sistemică, este necesar ca în Republica Moldova să fie recunoscută una și aceeași metodologie de implementare și în acel moment au fost diferite inițiative de susținere a abordării LEADER. Noi cu partenerii implicați am conștientizat că trebuie să ne așezăm la o masă de discuții cu galurile, cu organizațiile ce facilitează implementarea acesteia și să ajungem la un parteneriat și la un consens. Astfel, la sfârșitul anului 2018 a fost petrecut forum în vederea creierii rețelii naționale LEADER. La începutul anului 2019, rețeaua națională LEADER din Republica Moldova a fost înregistrată. Este o organizație tânără, dar foarte importantă pentru LEADER din Republica Moldova, pentru galurile, deoarece aceasta promovează interesele lor și în scurt timp, spun asta cu certitudine, deoarece aici sunt reprezentanții Ministerului, credem că rețeaua LEADER a devenit un partener important pentru Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Acum vreau să ofer cuvânt de salut directorului executiv al rețelii naționale LEADER, care pe lângă faptul că este director, mai este și sufletul al echipei executive acestei organizații. Ana, dragă mea colegă, poftim! Стимати мембри рецели национали лидер, уважаемые партнеры и коллеги, добрый день. Я не могу говорить сидя, но я бы хотела выйти. Я укорочу свой спич, я понимаю, что нас много. Да, я бы хотела сказать несколько слов о том, кто сидит в зале. Это самые главные люди, по моему мнению, те, которые внедряют лидер на локальном уровне. Здесь представители 28 местных инициативных групп. Я говорю, Eu sunt mândră că știu pe toți, eu știu pe voi pe toți, începând de la sud și nord și Galina și Hora Ciolucului, Baștina Gospodarului și acestea sunt în jur la 30-32, dar cum noi le socotim, 30 și cum și că ceea ce vreau să vă spun, chiar săptămâna trecută, cum ar fi elaborată abordarea LEADER în Republica Moldova și când noi am discutat program de stat și când am întrebat cam
spuneți, arătați ce se face în teritoriu, noi am înțeles că chiar nu pe toți deja le știm. Dacă în 2018 noi am știut absolut pe toți, că au fost pe puțin, știam cine este, care este membru familiei, chiar câți vaci au avut într-o gospodărie, noi am știut absolut tot, chiar tot. Și aceasta, dacă au fost 10, 20, 50 de persoane în 2018, astăzi ceea ce voi faceți a trecut toți limitele și acum acesta este, are un caracter și a trecut în masă. Tot ce se întâmplă numai datorită vouă. Asta așa de complicat, așa de greu, documente, multe momente necunoscute, neînțelese, dar noi le trecem, noi le discutăm și trecem mai departe. Și noi nu putem să spunem că asta se finiseze, sau, dar aceasta va fi. Va fi și mai departe. Și ceea ce vreau să vă spun, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și vă cinstit să vă spun, voi tot timpul ați fiți cei mai mari pentru noi, sau fratele mai mari, cum s-ar zice, și, și cum a spus domnul Martin, voi veți fi exemple pentru alții. Noi suntem 10 persoane care lucrează în oficiu și nu reușim toate, dar sperăm pentru ajutorul vostru. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, Ana, pentru așa un speech foarte încurajător. Așa și am știut, permanent faci asta și ieși cu microfon. Nici n-am avut îndoieli ca să stai la masă. My dear colleagues, we are continuing our meeting. Acum aș vrea să prezint o persoană care, de fapt, reprezintă o organizație. Dar organizația este și o echipă. O echipă pe care am onoarea să o cunosc foarte îndeaproape personal, la care fac, din care fac și eu parte, fac parte din ambele echipe prezente aici. Solidarity Fund PNL Moldova este reprezentanța Fundației de Solidaritate Internațională din Polonia, care activează aici în Republica Moldova din anul 2012 și din anul 2017 susține abordarea lideri în Republica Moldova. De ce consider că această organizație a jucat un rol deosebit de important în implementarea acestei abordări? Deoarece anume Solidarity Fund a reușit să creeze sinergia între eforturile întreprinse de către mai mulți parteneri care doreau să susțină abordarea lider. Această sinergie între resurse, implicarea oamenilor, a permis să ajungem, cred că, acolo unde am ajuns. Și cred că Tomaș o să spună și mai multe despre aceasta. De asta transmit cuvântul directorului pe țară a Solidarity Fund PL în Moldova, Tomaș Horbovski. Mulțumesc! Bine. Mi-e greu pentru că am oculari și când vorbesc, nu văd. Și dacă nu văd, nu pot vorbi. Da, stimați partenerii, da, în primul rând grupuri de acțiuni locale, stimați partenerii din partea Ministerului Agriculturii, Dezvoltare Regională și Mediului, stimați colegii din partea USAID și PolishAid, partenerii care ne-a susținut. Da, pentru noi, într-adevăr, da, eu, da, în calitatea de reprezentantul echipei noastre, pentru că, de fapt, unde noi suntem astăzi este datorită faptul și implicării echipei, la fel din partea Solidarity Fund. Și astăzi noi am vorbit cu doamna Galina când a fost conferința lider și a fost numai 2 ani în urmă. Da, asta înseamnă că 2 ani în urmă noi am fost la absolut alta nivel. Da, astăzi avem această lege care este foarte importantă pentru noi, pentru că vedem că este
această încredere din partea statului în acest instrument, dar la fel este un fel de asigurare sustenabilității pentru grupuri de acțiuni locale și mulțumim pentru această încredere. Da, și mi se pare că da, noi nu am visat acum 2 ani în urmă ca să fim în acest loc unde noi suntem. Vreau să spun 3 cuvinte care mi se pare că sunt importante în contextul lansării acest fond care noi denumim RDF ediția 2.0. Da? Una este politica publică. Da? Mi se pare că asta este ceva foarte important, că noi toți, da? Și dumneavoastră în primul rând, și ministerul, ne bucură fapt că avem aici la fel doamna Liliana de la AIPA. Atunci, politica publică nu este a ministerului, da? Politica publică nu este implementatorului. Politica publică aparține toți, și instituții de stat și societate, care este cumva organizată. Și sunteți dumneavoastră și noi toți. Bine, eu spun din partea partenerii de dezvoltare, noi ne bucurăm că putem contribui în implementare politicii publici care are un scop comun. Da, cum a menționat domnul ambasador Zdaniuc, aici scop este comun pentru toți, ca să avem nivel de trai în satele Republicii Moldova mai bun, ca să avem oportunități și posibilități și stimul organizate la nivel local pentru dezvoltare locală. A doilea cuvânt care vreau să menționez este inovație. RDF 2.0 este pentru noi și pentru dumneavoastră o provocare. Da, cineva a menționat astăzi că noi am introdus aceste două măsurile. Măsura pentru proiecte micro și măsura pentru proiecte un pic mai mare. Pentru că vedem că asta lucrează. Este alt scop pentru aceste proiecte care până acum au fost implementate de către grupuri de acțiune locale cu finanțare până 3, 4, 5 mii de dolari sau euro ca să da startul. Dar după este necesar un imbold financiar mai mare. Da? Și avem aceste succese care ne arată că asta este abordare corectă, că la începutul avem nevoie de proiecte mititele pentru a activita niște inițiative care sunt proiecte riscante, pentru că de multe ori asta este prima experiență de a implementa proiect, de a raporta proiect. Este o provocare. Dar după urmează această finanțare un pic mai mare care sprijină dezvoltare în, hai să zicem, așa, scara mai mare și asta vom încerca să facem în cadrul acestui fond RDF 2.0. Și a treia lucru care este pentru noi foarte important este acest parteneriat. Pentru că cândva eu am gândit că cofinanțare care vine din partea implementator, donator, asta este fund care noi implementăm. Dar de fapt, da, am conștientizat că Rural Development Fund, asta nu e numai contribuția financiară care vine din partea partenerii de dezvoltare și ajunge la nivel local. Este mult mai mare. Este timpul dumneavoastră. Sunt resurse financiare dumneavoastră. Este implicarea din partea toți membrii, grupuri de acțiuni locale, cei care stau la comitete de selecție, cei care au contribuit la dezvoltare strategii de dezvoltare locală. Atunci este mult mai mult decât bani care vin din afară. Și aceste rezultate sunt comune, da? Pentru că asta este la fel responsabilitatea. Noi suntem responsabili pentru o parte din acest fond. Da? Ce noi primim din surse Polish Aid și USAID, ce nu este ușor. Pentru că a implementa cofinanțare din partea USAID în special este o provocare pentru noi.
Și vrem să facem asta, vrem să facem asta corect. Dar la fel, dumneavoastră, sunteți responsabili pentru rezultatul acestui fond. Și mi se pare că noi suntem acum în moment cheie pentru abordarea lideri în Republica Moldova, în această fază de instituționalizare. Dacă rezultate vor fi bune, atunci și stat va fi convins și alți parteneri, partenerii de dezvoltare, vor continua cofinanța această abordare care duce rezultate bune. Și asta e cauza de ce noi percepem că nu este așa că este donator și beneficiari. Noi zicem că noi suntem partenerii, partenerii de implementare, cu rolurile diferite, dar cu unul scop și sper că astăzi lansăm, avem vremea frumoasă astăzi, la sfârșitul, un pic de soare și sper că asta este un semn bun și pentru, pentru noi, pentru rezultatele care vor fi duse datorită faptului că lansăm acest fond împreună. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Tomaș! Mulțumesc pentru aceste cuvinte care au fost pronunțate. Aș vrea să trecem la următoarea, la următorul compartiment a programului nostru, dar înainte de aceasta vreau să spun că pentru dumneavoastră, dar și pentru noi, pentru echipele noastre, vorbesc despre echipa Solidarity Fund și echipa Rețelei Naționale Lider, Lider niciodată nu a fost și cred că nu va fi doar un instrument tehnic pentru implementarea unor proiecte. Pentru noi, Lider este o șansă pentru a schimba realitățile în zonele rurale și acum vreau să prezint două persoane care sunt sigură că cred la fel, au dedicat mai mulți ani acestei abordări și da, le prezint. Ksenia Markov din partea Solidarity Fund PL în Moldova și Vitalii Jereghi din partea Rețelei Naționale Lider. Transmit moderarea. Mulțumesc frumos, Marina. Bună ziua tuturor, bună ziua, stimate de domnule secretar de stat, excelența sa, domnul ambasador, domnul director al misiunii, domnul șarjet de afer, Ana, Tomaș și stimați colegi, vă salut și mă bucur foarte mult că ne aflăm astăzi într-o sală. În urma speech-urilor motivaționale și de susținere, o zi frumoasă! Aș vrea și dorim să începem sesiunea de semnare a acordurilor de intenție pentru colaborarea între Solidarity Fund PL și Galuri, care va simboliza un document ce precedă, da, contractul de finanțare care va urma în cadrul Rural Development Fund ediția 2021 și care va simboliza acel acord de a oferi sprijin reciproc în implementarea strategiilor dumneavoastră de dezvoltare locală. Deci, da, mai departe, da, cred că este nevoie de un pic de reorganizare, de aceea vom ruga foarte mult pe domnul ambasador și domnul director al misiunii să, da, să, ia, să vină mai aproape de ecran, astfel încât deci noi vom chema câte un reprezentant de la GAL, da? După care va urma o poză pentru a memoriza acest moment. Rugăm toți invitații să poartă măștile corect, da? Vă mulțumesc foarte mult.
1. Da. Ok. Acum este. Invităm în față pe doamna Diana Fortună, reprezentant GAL 33 de Vaduri. Da. Despre galul 33 de Vaduri pot să vă spun că este un gal cu o dinamică foarte înaltă de dezvoltare. Este un gal care în 2020 a extins foarte mult teritoriul. Actualmente populația pe care o cuprinde galul numără peste 47.000 de locuitori. A fost un proiect pilot, de fapt, facilitarea creării acestui parteneriat, deoarece a fost pentru prima dată când, în cadrul parteneriatului, a făcut parte și un centru raional, vorbim despre orașul Ocnița. Da. Se invită pentru semnare galul Baștina Gospodarului. Acest gal cuprinde 21 de localități din raionul Orhei, cu o populație de aproximativ 20.000 de locuitori. Raionul Orhei este cunoscut prin frumusețea și diversitatea naturii, râul Răut, iazurile, pădurile, pensiunile, meșterii populari, festivalurile organizate anual pot servi ca potențial pentru dezvoltarea turismului, acesta fiind deja atractiv pentru turiști prin existența agropensiunilor unice în felul său. Relieful, clima și calitatea solului favorizează dezvoltarea agriculturii. Lactatele produse în gal sunt cunoscute și solicitate în țară, dar și peste hotare. Secțiile sportive din Brăviceni, Cucuruzeni și Mălăiești, care pregătesc campioni de talie europeană, pot servi ca exemplu pentru a fi dezvoltat sportul în regiune. Da, se invită galul Bazinul Lacului Ghidighici. Domnul Leonid Boaghe. Despre Bazinul Lacului Ghidighici vă putem informa că este un gal cu membri foarte tineri, foarte implicați. Este un gal care se află foarte, deci imediat apropierea capitalei. Această poziționare, poziționare geografică oferă anumite avantaje strategice pentru dezvoltarea sectorului economic. Cuprinde 6 unități administrative teritoriale, populație peste 25.000, proiecte variate implementate până acum, se află în proces de actualizare a strategiei de dezvoltare locală. Este un gal care are un potențial și din punct de vedere a resurselor naturale, este în proces de elaborare a unui document strategic în ce privește dezvoltarea turismului și sperăm foarte mult să-și pună în valoare toate resursele de care dispune. Se invită la semnare grupul de acțiune locală. O poză. Da, se pregătește grupul de acțiune locală Bugeac Chilim. Acest gal cuprinde 8 localități din Găgăuzia și raionul Taraclia, cu o populație de aproximativ 13.000 de locuitori. Pe teritoriul său există un lac care adună jos sau mai multe localități din gal. Obiectivul galului este de a promova afacerile mici cu orientare socială în baza cooperării educaționale, științifice și antreprenoriale, pentru a motiva populația locală să nu emigreze sau pentru a încuraja să se reîntoarcă acasă. Regiunea are meșteri populari care lucrează în lemn, și o curiozitate ar fi că teritoriul galului au fost realizate săpături arheologice importante. Vă rugăm frumos și pentru o poză. Mulțumesc. Se pregătește galul Calea Dropiei. Da. Grupul de acțiune locală Calea Dropiei. Este un grup de acțiune locală
foarte activ, cu un management foarte implicat, responsabil, cu feedback-uri foarte calitative atunci când și rețeaua și noi personal solicităm opinia, nu întârzi să ne ofere opinii și suport. Este un gal aflat în raionul Drochia. A fost facilitat pe parcursul anilor 2018, s-a instituționalizat în 2019. Proiecte foarte diverse. Pe teritoriul galului sunt sate în care majoritatea etnică sunt ucraineni, ceea ce conferă galului o valoare adăugată, considerăm noi. Și da, familii foarte implicate, business de familie destul de divers, în principal produse agricole, și vedem în cadrul acestui gal un potențial enorm de dezvoltare. Se pregătește galul cu liniile nistrene. Galul Colinele Nistrene, aflat la nordul țării, raionul Soroca, cuprinde 29 de localități, o populație aproximativ de 19.000 de locuitori. Teritoriul este caracterizat de patrimoniul său natural și de bucătăria locală. Da, tot bine? Este? Regiunea are potențial mare în cultivarea merelor, prunelor, zmeurei, coacăzii negre. Creșterea bovinelor și producerea laptelui au tendința de a progresa. Atracțiile turistice ale acestei configurații geografice naturale sunt monumentele istorice Peștera Răposaților, Mănăstirea Rudii, defileul din preajma râului Nistru și altele. Sectorul afacerilor locale este relativ dezvoltat, iar societatea civilă este activă. Următorul gal invităm, vă rog, să pregătește Colinele Tighecilui, doamna Cornelia Lucaș. Da, galul Colinele Tighecilui este compus din localități din raionul Cantemir. Ceea ce e caracteristic pentru acest gal este că toate localitățile sunt sate mici, cu populație de până în 3.000 de locuitori. În 2020 și-a extins teritoriul. Acest gal este cunoscut și prin resursele naturale de care dispune, vorbim despre codrii Tighecilui, este galul cu cele mai înalte, forme de relief din sudul Republicii, avem foarte multe resurse pe teritoriul galului și istorice, culturale și naturale, care pot și vor fi, conform strategiei de dezvoltare, utilizate în scopul dezvoltării microregiunii. Mulțumim! Se invită pentru semnare galul Dolina Rodnikov. Este cineva din galul Dolina Rodnikov? Vă invităm. Gal care cuprinde 4 localități din Găgăuzia și Taraclia, cu o populație de 13.000 de locuitori, în doar 4 localități. Mediul local de afaceri pune accentul pe agricultură și pe creșterea de trandafiri. Aceste localități au o rețea bine dezvoltată de parteneri internaționali în țările Uniunii Europene și în Turcia. Una dintre inițiative constă în dezvoltarea producției locale de salam tradițional, găgăuz baur. Misiunea identificată de GAL este dezvoltarea economiei satelor prin utilizarea resurselor tradiționale și prin atragerea turiștilor cu ajutorul bucătăriei și al vinului local, prin creșterea și exportul culturilor agricole organice și a produselor provenite din creșterea animalelor, promovarea modului sănătos de viață, menținerea și promovarea diversității culturale. S-a reușit să se facă poză? Da? Da? Superb! Atunci, invităm următorul gal, Ecoduz Ialpugel. Da. Galul Ecoduz Ialpugel se află tot în sudul țării. Este un gal care, pe teritoriul căruia trăiesc peste 16.000 de locuitori. Dintre obiectivele cele mai importante ale galului sunt dezvoltarea turismului în regiune, susținerea antreprenoriatului. Sunt dezvoltate deja mai multe afaceri din mai multe domenii, preponderent agricultură, apicultură și servicii. La fel sunt proiecte implementate cu succes în domeniul infrastructurii și dotării instituțiilor publice.
Galul dispune de o strategie care la moment este în proces de actualizare. Da, și considerăm că reprezintă un potențial la fel de important pentru sudul țării noastre. Invităm, se pregătește galul Găgăuz cu Raflară. Galul cuprinde 6 localități din Găgăuzia și Ceadăr Lunga, cu o populație de aproximativ 27.000 de locuitori. Pe teritoriul galului există mulți meșteri populari, iar condițiile permit organizarea atelierelor de lucru în vederea confecționării costumelor tradiționale și renașterii meșteșugurilor tradiționale, inclusiv țesutul covoarelor. În fiecare localitate există câte un ansamblu cultural puternic, găgăuz, bulgăresc și ucrainean. Unele din localități sunt bine dezvoltate din punct de vedere al sectorului agricol, celui de servicii și produse. Există câteva produse regionale renumite și festivaluri importante, inclusiv festivalul tradițional al covorului găgăuz din Gaidar și festivalul vinului organizat la Tomai. Urmează grupul de acțiune locală Jâmciugina Iuga. Avem reprezentanți? Da. Da. Acest gal cuprinde 20 de localități din unitatea administrativ-teritorială Găgăuzia și raionul Taraclie și Cahul. O populație de peste 12.000 de locuitori. Dintre principalele activități care caracterizează, zic așa, ocupația populației din teritoriu, este agricultura, cultivarea grânilor, plantelor de câmp. La fel, pe teritoriul galului se află vinăria Ciumai. Infrastructura pentru păstrarea fructelor, de asemenea, reprezintă un interes sporit în ultimii ani și urmează ca toate aceste proiecte și intenții să fie realizate, inclusiv cu suportul grupului de acțiune locală. Urmează grupul de acțiune locală Lunga Ciucurului. Grupul de acțiune locală Lunga Ciucurului, la fel, este un grup de acțiune locală cu o istorie și cu o dinamică foarte interesantă. Se află geografic, deci, în raionul Iedineț. Grupul de acțiune locală Lunga Ciucurului a beneficiat pe parcursul anului 2020 de sprijinul rețelei pentru a consolida parteneriatul GAL și pentru a actualiza strategia de dezvoltare locală. Dispune de un management și o echipă în general foarte implicată, foarte ambițioasă. Acest lucru ne încurajează să credem că galul va deveni unul model, dacă pot să spun așa, unul cu valoare foarte, foarte înaltă. Da, printre principalele obiective sau măsuri de sprijin pe care și le-au stabilit deja în actuala strategie sunt susținerea anumitor sectoare cu valoare înaltă din agricultură, dar și a afacerilor non-agricole. Le dorim succes în activitate și le mulțumim pentru prezență. Următorul gal invităm Steaua Bugeac. Un gal care cuprinde 8 localități din Găgăuzia și Leova, cu populație de aproximativ 17.000 de locuitori. Instituțiile publice sunt active în ceea ce privește generarea de proiecte pentru îmbunătățirea serviciilor comunale și a infrastructurii sociale. Reprezentanții locale ai mediului de afaceri practică diferite activități, creșterea viței de vie, a fructelor și a legumelor, piscicultura, apicultura, dar și altele. Cel mai mare sector de afaceri se limitează la câțiva fermieri, în mare parte producători de grâne, care sunt dispuși să coopereze. Există un plan de dezvoltare a asociației locale de apicultură. Toate satele sunt amplasate în apropierea orașului Comrat, ceea ce prezintă diferite avantaje și posibilități socioeconomice, de sănătate și educație. Următorul gal invităm Cișmeaua Sudului.
Galul Cișmeaua Sudului este unul dintre cele mai experimentate galuri din Republica Moldova. Pe de altă parte, un lucru interesant este că Galul Cișmeaua Sudului are și o echipă destul de mare de manageri, poate una dintre cele mai extinse. Sunt implicate 4 persoane, dar în general sunt și alți membri ai echipei care acordă suport întotdeauna în procesul de lucru. Este un gal cu potențial înalt, foarte mult se implică tinerii, sectorul civic și sectorul public la fel destul de implicat. Pe teritoriul galului sunt sate diferite și moldovenești și găgăuzești, respectiv și ocupațiile sunt specifice pentru aceste localități, iar asta conferă o valoare adăugată teritoriului. De exemplu, în satul Alexandru Ioan Cuza, meșterii populari confecționează haine tradiționale și lucrează cu lână. În satul Cișmichioi, de exemplu, este foarte activ din punct de vedere a implicării civice, dispun și de un centru media creat de către tineri. Adică observăm o tendință crescută și interes crescut a tinerilor față de activitatea și a galului inclusiv. Da, felicitări pentru această caracteristică. Invităm grupul de acțiune locală Drumul Gospodarilor. Galul Drumul Gospodarilor, unul din cele mai mari din țară, cu 35 de localități din raionul Râșcani și o populație de aproximativ 41.000 de locuitori. Regiunea are un potențial comercial sporit, fiind traversată de traseele Chișinău-Cernăuți și Soroca, punctul de trecere a frontierii Costești-Stânca. Creșterea ovinelor, producerea laptelui și a brânzieturilor sunt în creștere și au potențial de dezvoltare. Activitatea de bază a băștinașilor este agricultura, sunt câteva localități specializate în creșterea albinelor și comercializarea produselor apicole. Turismul gastronomic este o prioritate în dezvoltarea turistică a galului. Se invită grupul de acțiune locală Eco Bugeac. Gal, ce cuprinde 6 localități din Găgăuzia, Taraclia și Cimișlia, deci 3 raioane, cu o populație de aproximativ 21.000 de locuitori. Toate localitățile de pe teritoriul Galului au câte un muzeu și meșteri populari care reprezintă diferite culturi, bulgară, moldovenească și găgăuză. Avdarma se deosebește prin izvoarele vechi de stepă și prin diferite activități și inițiative, inclusiv cupa de parașutism, un club de robotică și un centru media local. Fardița este un orășel mic cu potențial economic foarte bun, care poate fi folosit la dezvoltarea locală, inclusiv la dezvoltarea unei zone cu economie liberă. Viziunea comună constă în dezvoltarea centrului turistic din sudul Moldovei, în vederea promovării turismului sportiv și rural și concentrării asupra dezvoltării producției ecologice în fermele mici. Se invită galul Ecouri Nistrene, doamna Mariana Melni. Grupul de acțiune locală Ecouri Nistrene, așa cum și denumirea spune, geografic este amplasat de-a lungul râului Nistru, cuprinde localități din raionul Șoldănești și raionul Florești. Poziționarea geografică oferă un potențial înalt pentru dezvoltarea turismului în microregiune, ori și membrii galului consideră că acesta trebuie să reprezinte în continuare un obiectiv strategic pentru grupul de acțiune locală. Pe parcursul anului 2020 și până în prezent, grupul de acțiune locală Ecouri Nistrene beneficiază de suport tehnic din partea rețelei pentru consolidarea parteneriatului, dar și pentru actualizarea strategiei de dezvoltare locală. Sector public și civic și antreprenorial foarte implicat în procesele galului și deci sunt setate o serie de măsuri și obiective ambițioase pentru acest gal. Le dorim succes în activitate și îi felicităm. Se invită pentru semnare galul Horaciu Lucului. Horaciu Lucului cuprinde 15 localități din raionul Sângerei cu o populație de 13.000 de locuitori. Relieful, clima și calitatea solului favorizează dezvoltarea agriculturii. Movilele renumite râul Ciuluc, iazurile și pădurile din preajmă impresionează prin peisajele sale spectaculoase. Festivalurile multiculturale organizate anual prezintă potențial valoros pentru dezvoltarea turismului.
Aici activează agenții economici cu idei de dezvoltare a afacerilor implicați în dezvoltarea proiectelor de diferit gen, producere, servicii, eficiență energetică. Specific pentru toate satele Galului sunt apicultorii, membrii asociației de apicultori din Chișcăreni, care sunt activi, se implică în activitățile locale, în diferite proiecte investiționale. Felicitări și invităm Lunca Bâcului. Doamna Maria Manoli. Grupul de acțiune locală Lunca Bâcului este situat în raionul Strășeni. Dispune de o populație de peste 18.000 de locuitori. Este în proces de extindere. Grupul este unul care dispune deci, de o echipă foarte implicată. Majoritatea reprezentanților din sectorul civic sunt tineri de până la 35-37 de ani. La fel și sectorul economic este destul de prezent și este implicat din ce în ce mai mult de la un apel la altul din ce în ce mai mult în cadrul Galului. Printre cele mai importante obiective sunt dezvoltarea turismului și a infrastructurii aferente acestui domeniu. Poziționarea strategică oferă și avantaje economice și de perspective pentru dezvoltarea comerțului. Producerea agricolă este încurajată și de prezența a două piețe mari, Chișinău și Strășeni, iar însă și șoselele care leagă nordul Republicii cu centru oferă iarăși perspective pentru înființarea punctelor economice și a punctelor de procesare și acest lucru este luat în considerare și promovat intens de către GAL. Mai departe, invităm Galul Lunca Prutului de Jos, domnul Nicolae Minciună. Cer scuze, da? Da, vă rog frumos. Satele din Lunca Prutului de Jos au o istorie și o cultură bogată. În această zonă există numeroase monumente ale naturii, cum ar fi colinele de aur, lacurile Prutului de Jos, care sunt incluse în zona în lista zonelor umede de importanță internațională. Rezervația biosferică Prutul de Jos. Teritoriul dispune de condiții favorabile și potențial de dezvoltare a turismului. Un management foarte capabil, foarte dezvoltat, unul dintre cele mai experimentate galuri, dispune de parteneriate interne și externe. Perspectivă înaltă de dezvoltare a afacerilor și proiectelor mici și mijlocii. Se invită pentru semnare grupul de acțiune locală Movila Măgura. Galul Movila Măgura cuprinde 28 localități din raionul Fălești, Ungheni și Sângerei. Populația 21.000 de locuitori. Toate localitățile Galului sunt amplasate în jurul Movilei Măgura, al doilea deal după înălțime din Moldova, cu altitudine de 380 metri deasupra nivelului mării. Activitățile specifice zonei sunt creșterea cerealelor, creșterea bovinelor, ovinelor și caprinelor. În localitatea Slobozia Măgurii își desfășoară activitatea un antreprenor care a înregistrat marca comercială Brânză de Capră de Măgura. În Sărata Veche sunt meșteri populari, producători de obiecte de artizanat din lemn și piele. Sărbătoarea câmpenească, cu denumirea în ospeție la Movila Măgura, se desfășoară anual și are menirea de a promova obiceiurile, tradițiile și bucătăria specifică zonei. Se invită pentru semnare reprezentantul grupului de acțiune locală Plaiul Codrilor. Grupul de acțiune locală Plaiul Codrilor se află în proces de extindere teritorială și de actualizare a strategiei de dezvoltare locală. Putem spune despre Plaiul Codrilor că este unul dintre cele mai verzi galuri din punct de vedere a resurselor naturale prezente pe teritoriu. Galul este practic aflat în inima Codrilor, pe de o parte și de alta a traseului care definește acest gal se află rezervația Codrii,
Din aceste considerente, unul din obiectivele strategice ale grupului de acțiune locală Plaiul Codrilor este dezvoltarea turismului, anume utilizând și valorificând resursele naturale. În acest scop deja s-au făcut pași importanți. A fost creat recent un traseu turistic Dor de Codru, care unește antreprenori și puncte de atracție din toate localitățile Galului și din afara lui. Este invitat Galul Răutul de Sus, domnul Gheorghe Cecan. Oferim cuvântul doamnei Elena. Bună ziua la toată lumea. Vreau să zic că mi-a plăcut ideea cu părinții, cu copiii, dar noi undeva ne aflăm la nivelul de copil aici, dar indiferent cum n-or fi noi ca copii, dar părinții este o valoare și sper că dacă părintele își dorește și știe calea copilului, atunci rezultatele sunt ideale. Și de aceea noi, în primul rând, vă dorim multă baftă ca să ne îndrumați pe drumul cel bun și liderul să existe și peste 10-15 ani să avem într-adevăr transformare totală a acestei republici, Moldova. Vreau să mulțumesc platformei Lider Moldova și Uniunii Europene pentru această inițiativă de succes. Și invit în special echipa Lider și haideți să o aplaudăm, că într-adevăr fac foarte lucruri frumoase pentru Republica. Și dacă astăzi este Constantin și Elena și eu sunt Elena, dar Constantin, uitați-vă cât avem, chiar nu știu, acest buchet este pentru dumneavoastră în special. Socrul meu, Dumnezeu să-l ierte, la Constantin, deci primesc cumva și acest buchet. Mulțumesc! Mersi. Mulțumim foarte mult, doamna Elena! Continuăm. Mulțumim pentru această intervenție, da, și continuăm cu invitația Galului Răutul de Sus în față pentru semnarea acordului de intenție. Grupul de acțiune locală Răutul de Sus este poziționat la intersecția trei raioane. Vorbim de raionul Dondușeni, raionul Drochea și raionul Râșcani. Da, Xenia, materialele de semnat sunt la tine, probabil. Galul dispune de o populație de peste 21.000 de locuitori. Galul a beneficiat de suport tehnic în procesul de revitalizare a parteneriatului anul trecut și acest proces se finalizează chiar în această perioadă. Are un potențial foarte mare în dezvoltarea afacerilor, preponderent în agricultură. Sectorul public este implicat activ în cadrul Galului, iar echipa de management este în proces de consolidare, fapt pentru care felicităm acest Gal. Galul lucrează la promovarea imaginii și la mobilizarea comunităților membri pentru activizare. Se invită pentru semnarea acordului grupul de acțiune locală Serpentina Nistrului. Gal Serpentina Nistrului cuprinde 7 localități din raionul Lanenii Noi cu o populație de 14.000 de locuitori. Una din trăsăturile comune a localităților ce fac parte din Galul Serpentina Nistrului este faptul că râul Nistru le traversează teritoriul. Microregiunea se evidențiază prin multitudinea locurilor istorice, precum Conacul Drăgălina, Monumentul Boierului Leonard, Tabăra Regelui Suedez Carol al XII-lea, Bisericile Vechi, cu istorii deosebite. Acest lucru explică faptul că una dintre principalele direcții de dezvoltare ale microregiunii reprezintă dezvoltarea și promovarea turismului rural. Diversitatea culturală a Galului este influențată de prezența mai multor etnii, moldoveni, ucraineni și ruși. Activitățile economice specifice acestui Gal sunt legumicultura, viticultura și pomicultura. Se invită pentru semnarea acordului grupul de acțiune locală Stâncile Prutului. Stâncile Prutului este un gal cu 25 de localități din raionele Glodeni și Râșcani, populație de 35.000 de locuitori.
Patrimoniul natural al teritoriului este reprezentat de rezervațiile naturale Pădurea Domnească, Stâncile Prutului și Suta de Movile. Patrimoniul cultural valoros, folclorul, meșteșugurile și bucătăria tradițională oferă oportunități de dezvoltare a turismului rural. Ramura de bază a economiei microregiunii este agricultura, iar creșterea bovinilor și ovinilor pentru producerea laptelui și a brânzeturilor sunt îndeletnicirile tradiționale ale populației locale. În microregiune există infrastructură tehnico-materială, sistem de comunicații și telecomunicații, șosele, dar care necesită investiții pentru reabilitare. Da, se invită reprezentantul grupului de acțiune locală, urmașilul Leonardo. Avem pe cineva din GAL? Urmașii lui Leonardo. Urmașii lui Leonardo au spus că vor întârzia, dar probabil încă nu au ajuns. Atunci trecem la următorul. Da. Valea Coboltei, dacă este un reprezentant astăzi din partea acestui GAL, vă rugăm. Grupul de acțiune locală Valea Coboltei este situat în raionul Drochia. Recent, adică anul trecut, și-a extins teritoriul. La moment numără peste 21.000 populație. Se află în proces de actualizare a strategiei de dezvoltare locală. Conlucrarea cu managementul grupului de acțiune locală Valea Coboltei ne lasă întotdeauna cu o plăcere profesională imensă. Echipa este reprezentantă de oameni foarte deschiși, oameni implicați cu trup și suflet și în activitatea GAL-ului și în activitățile lor de zi cu zi. GAL-ul dispune de un potențial și economic și cultural foarte, foarte înalt. Dispune de parteneriate deja, experiență de succes în implementarea proiectelor locale. Apropierea de municipiul Bălți conferă avantaje de comerț și economice. Sectorul de business este cumva la început în dezvoltare și desigur că avem și o implicare și o susținere și se simte acest lucru a sectorului public, inclusiv prin prezența domnului primar, președinte a GAL-ului la acest eveniment. Și întotdeauna domnul primar a fost și este prezent la ședințele și la adunările GAL-ului. Mulțumim pentru acest lucru. Se invită și pentru semnare. Da, ultimul GAL pe astăzi, Vasile Stroiescu. Vă rugăm. GAL cu 20 localități din raionul Iedineț, populație 27.000 de locuitori. 6 din localitățile GAL-ului se află la frontiera Republicii Moldova cu România. Cartea de vizită a microregiunii este Mănăstirea Nașterea Domnului din satul Zăbriceni. Celelalte localități sunt amplasate în locuri foarte pitorești, cu stânci, grote, bazine acvatice și păduri. Ocupația de bază a băștinașilor este agricultura, aici se cultivă legume, fructe, cereale și peste tot este dezvoltat vităritul. De asemenea, populația băștinașă este cunoscută prin organizarea diferitor activități culturale, cu o bogată bucătărie tradițională și obiceiuri locale specifice zonei. În încheierea procesului nostru de semnare a acordurilor cu toate GAL-urile beneficiare, vrem să reinvităm în față pe domnul președinte GAL-ului Valea Coboltei cu un mesaj special pe care l-a pregătit pentru noi toți. Mă numesc Măgăleaz Vecislav, sunt președintele GAL-ului Valea Coboltei. Este un GAL din nordul Moldovei. Vin cu un salut călduros cu toți participanții de astăzi, sunt foarte bucuros că ne-am reîntâlnit iarăși. Apreciem foarte mult munca tuturor, aportul finanțatorilor și tuturor celor participanți. Noi ca GAL suntem deschiși pentru colaborare, suntem pentru îmbunătățirea condițiilor în localități, suntem și trebuie să demonstrăm că suntem credibili și transparenți. Și totodată vreau să vă prezint un grup de copii, Fanfara Hasnaș, conducător artistic, un membru al grupului de acțiune locale, Andrei Arghiri, care a beneficiat de un proiect în cadrul la GAL, de echipament pentru fanfara dată. Vreau ca toți să ascultăm copiii aceștia cu câteva
prezentări, care sunt nespus de bucuroși că toate instrumentele care sunt aici au fost procurați din banii Galului, adică ceea ce facem noi acum. Mulțumesc!